la cea de-a șaptea ediție. Noi astăzi aici ne întâlnim, iată, pentru prima dată am reușit să aducem festivalul la nivel regional, la nivelul zonei noastre Zârlău, tocmai pentru că primăvara este anotimpul toleranței, al prieteniei, al cooperării, al colaborării și iată cum noi, cele 11 școli partenere, spunem astăzi într-un glas de impact e toleranța. Mulțumesc tuturor pentru că ați dat curs invitației noastre și că împreună, prin artă, prin momente unice de artă, vom transmite mesajul la prietenie, toleranță, cooperare, armonie și echilibru intra-psihic și inter-uman. Pentru început, aș dori, așa cum se cuvine ca la orice deschidere a unei activități de o asemenea amploare, să ofer cuvântul gazdei noastre, domnului director al Palatului Copiilor Structura Hârlău, domnului profesor Bogdan Bârzu. Poftiți, vă rog! Mulțumesc și bine ați venit în acest cadru festiv, am putea spune, și nu numai festiv, și practic, pentru că o să ne facem datoria de onoare, în primul rând pentru a premia, este impropriu spus, pentru a vă prezenta dumneavoastră un om deosebit care de ani de zile face sculptură artistică pe baza sculpturilor tradiționale și aș vrea să invit pe domnul Mircea Mihăilescu, domnul inginer Mircea Mihăilescu, care este în timpul său liber și un sculptor foarte bun, cu rezultate deosebite, interne și internaționale. Pentru aceasta, aș vrea să îi înmânez diploma de excelență pe care a primit-o la Festivalul Internațional Cătălina. Și placheta, de asemenea, care este destul de arătoasă, până asta nu o puteți vedea toți. Și eu vă mulțumesc pentru contribuție. Am cam multe bagaje aici. Cu această ocazie vreau să vă spun că elevii din Hârlău și nu numai adulții, ci și elevii din Hârlău au obținut rezultate deosebite la nivel național și internațional. Printre aceștia se numără și doi elevi ai liceului din localitate. Este vorba de prezentatorul acestei emisiuni, Andrei Găină, și Ioana Scutariu, care au luat locuri fruntașe la Olimpiada Națională de Artă Populară de la Sibiu. Primul pentru măști populare, locul întâi, și a doua, locul doi, pentru icoane pe sticlă. De asemenea, de la Școala Generală Hârlău, este și Gheorghean Viviana, care a obținut pentru icoane pe lemn locul al doilea, tot la această olimpiadă, care se ține an de an la Sibiu. Într-un cadru frumos, probabil ați văzut umbrava Sibiului la televizor. Și Andrei Găină este invitat pentru a primi diploma lui. Urându-vă noi succes, n-aș vrea să întind cuvântul meu, pentru că mai sunt destui care trebuie să ia cuvântul. Mulțumesc! Și noi mulțumim și îl invităm pe domnul director al Colegiului Național Ștefan cel Mare să transmită mesajul școlii noastre, propunătorii acestui festival. Mesajul la toleranță și la prietenie. Domnul director Mancea George. Am onoarea să transmit salutul Colegiului Național de Ștefan cel Mare prin persoana mea, tuturor celor care participă astăzi la o activitate foarte importantă pentru zilele noastre. Este o activitate care se dorește a fi de mare succes pentru toate școlile care sunt participante și pentru toți elevii, mai ales cei care sunt aici, pentru care eu cred că ei sunt vectori ai
celor care doresc să transmită ceva pentru toți copiii, toți elevii care își desfășoară activitatea pe această, sau în această zonă a județului. Se vorbește foarte mult în zilele noastre de violență. Nu trebuie să ne mai ascundem, violența se manifestă, din păcate, peste tot. În mass media, pe stradă, în familie și câteodată se mai întâmplă să fie și în școală. De aceea, colegii mei astăzi vă va aduce la cunoștință prin manifestările pe care le vor desfășura în fața dumneavoastră lucruri prin care să întâmpinăm și să prevenim violența. Vă doresc succes și sper ca la sfârșit toată lumea să fie satisfăcută de ceea ce se va întâmpla astăzi. Succes! Ne bucurăm și noi să fim astăzi alături de dumneavoastră. Așa cum zicea și domnul profesor, violența o întâlnim peste tot. Și încă de la vârste mici trebuie să pregătim copiii pentru societate și să aibă cunoștințe despre non-violență, dar și despre prevenirea violenței. Așa că atunci când copacul este mic, grădinarul îl îndreaptă încotro poftește, dar nu mai reușește să îndrepte arguirile și îndoiturile atunci când a crescut. Astăzi suntem și noi prezenți cu copiii grupei mari de la grădinița Happy Star și copiii clase pregătitoare. Am venit cu un simbol. Un simbol, fluturele, este un simbol al transformării, al evoluției spirituale, pentru că se știe foarte bine că non-violența înseamnă nu numai evitarea violenței fizice, ci și a violenței interne asupra spiritului. Putem să refuzăm să lovim un om, dar trebuie să refuzăm să și-l urâm. De aceea ne bucurăm să fim prezenți aici și felicităm organizarea acestui eveniment într-un mod atât de plăcut. Mulțumesc! Pe timpul partenerii noștri fideli, Școala Gimnazială pentru Rareș este reprezentată astăzi de domnul director Tomulese Adrian, pe care îl invităm să ne transmită mesajul dumnealui. Bună ziua! Vreau să încep prin a felicita inițiativa doamnei psiholog Liliana Burgagiu de a aduce acest festival la Hârlău. Știu că până acum se desfășura la Iași. Dumnezeu ei și-a impus punctul de vedere foarte ferm și a zis că noi vrem să facem un festival la Hârlău. O felicit, deci, pentru acest lucru și o mai felicit pentru faptul că a ținut să aducă împreună aici instituțiile de învățământ din oraș, pentru că ele sunt principalul, sunt principalele locuri unde violența poate fi prevenită. Copiii vin la școală cu exemple mai puțin plăcute din mediul în care trăiesc și aici pot fi modelați, pot fi cizelați. Dacă nu învață de la școală, elevii pot învăța de la natură. Suntem în anotimpul de primăvară. Vedem că vremea este turbure, se schimbă, sunt ploi, sunt nori, sunt vânturi, este frig. Dar, atenție, cât de curând soarele va învinge. Așa este și în viață. Întotdeauna cel mai bun învinge. Felicit, doamna organizatoare, felicit instituțiile participante și urez succes manifestărilor nu doar astăzi, ci și în anii care vin. Succes! Festival, așa cum colegii noștri de la Iași, repet, s-au întâlnit la a șaptea ediție și noi vom crește, poate și ca participanți, dar și ca permanență. Un alt partener fidel al nostru, an de an, colaborăm cu Liceul Tehnologic
Magic Hârlău. Salutăm prezența dumnealor alături de noi și ca purtător de cuvânt astăzi din partea școlii, doamna profesor Ioana Budu. Vă rugăm! Cauzelor ce duc la săvârșire de fapte antisociale.
sociale, desfășoară activități preventive în unitățile de învățământ, având întâlniri periodice cu elevii, cadrele didactice și părinții, intervin pentru aplanarea conflictelor dintre elevi și luarea de măsuri legale. Adolescenții reprezintă una dintre categoriile vulnerabile cu risc crescut de victimizare din cauza vârstei fragede și lipsei de experiență. Din analizele efectuate se constată că cele mai frecvente abateri săvârșite de elevi sau împotriva acestora sunt cele comise prin violență fizică sau psihică. Cauzele producerii unor comportamente predelincvente la adolescenți sunt ideea de libertate, lipsurile financiare și materiale, aderarea din teribilism la grupuri conduse de lideri mai mari ca vârstă, respingerea unui anumit tip de educație primită în familie și desele conflicte familiare și violența domestică. Anturajul poate constitui un factor favorizant în comiterea unor fapte prevăzute și pedepsite de lege. Violența este o problemă actuală a societății noastre, având impact asupra actului educațional. Violența împotriva copilului nu mai este tolerată. Trebuie apărat interesul copilului pentru a asigura dezvoltarea în cele mai bune condiții, iar răul tratament al copilului este interzis prin lege. Violența înseamnă amenințarea sau folosirea intenționată a forței fizice sau a puterii contra propriei persoane, contra altuia sau contra unui grup sau unei comunități care antrenează sau riscă puternic să antreneze un traumatism, un deces sau daune psihologice. Promovarea siguranței în școală înseamnă, în primul rând, prevenirea violenței școlare. Violența este considerată violarea generală a drepturilor ființei umane, dreptul la viață, la securitate, la demnitate și la integritate fizică și mentală. Pentru a nu deveni autori sau victime a unor fapte cu violență, vă recomandăm următoarele. Comunicați profesorilor problemele cu care vă confruntați sau pe care le observați că le au colegii pentru a veni în întâmpinarea acestora și a găsi o rezolvare legală. În cazul unor conflicte, atrageți atenția colegilor asupra faptului că este indicat să se retragă pentru a nu degenera. Nu legați prietenii cu persoane care manifestă un comportament deviant. Fiți prudenți privind propunerile din partea colegilor pentru a nu vă influența să comiteți infracțiuni sau să deveniți victime ale acestora. Polițistul este prietenul vostru, un partener la care apelați cu încredere când aveți o problemă. Poliția Română vă oferă înțelegere, sprijin și siguranță. Numai împreună, prin dezvoltarea unui simț al comunității din jurul școlii, vom oferi copiilor noștri siguranță de care au atâta nevoie. Vă mulțumesc! Auzit mesajul atât de bine punctat al domnului polițist. Dragii mei, sunteți nerăbdători să vedem cu toții, suntem nerăbdători să urmărim spectacolul artistic cu mesaj la toleranță. Dau start spectacolului în măsura în care simt că atenția voastră este către mine. Și fac în același timp un apel. Există desfășurător în mapa fiecărui profesor coordonator din fiecare școală, așa încât toată lumea știe când să intre în spectacol. În același timp, există introducerea pe care colegii voștri mai mari vă vor face-o, pe măsura în care vă veți manifesta aici, sunteți liberi să vă așezați ca și spectatori, da? Așa cât de impact de toleranța, Clubul de Inițiativă Comunitară din Colegiul Național Ștefan cel Mare a lansat această provocare și să urmărim spectacolul. Mulțumim tuturor, tinem și noi să mulțumim elevilor pentru momentele artistice și desene expuse în această sală. În părțile laterale din sală sunt panouri cu lucrări ale elevilor din toate școlile partenere. E culoarea toleranței, merită să zăbovim puțin asupra acestor lucrări. De asemenea, mulțumim și Palatul Copiilor, domnului prof. Bârzu pentru găzduire și să începem festivalul.
între cât două demonstrații la tinerețe și sănătate. Să le urmărim! Delicatele și gânduri de senine.
se numește Legea Copiilor. Thank you.
concediu străbei, valorificarea unui repertoriu amplu, dragostea pentru frumos. Yeah.
continuare, urmează un moment de teatru oferit de școala generală. Elevii școlii gimnaziale Stiflăria au ales să vă prezinte într-un colaj genetic o secvență din Dușmancele de George Coșbuc, interpretată în mod dramatic de către eleva de clasa a 5-a, Tincutiana, și de asemenea prezintă o scenetă vedeta de Eugenia Zaimă în interpretarea elevilor. Tincu Gabriela, Ciupotariu Larisa, Oșofreț Gheorghe și Cântăluță Florin. Prin acest act de interpretare artistică, elevii școlii gimnaziale Sticlăria vor să scoată în evidență problema diferențelor sociale interumane dintre membrii unui grup. Vor să vorbească despre acceptarea și toleranța tipologiilor umane. Elevii doresc să exprime acceptarea, respectul, corectitudinea pe care o manifestă prietenii în grupul lor. Aceștia se confruntă cu probleme din cauza diferenței de gândire și mare în interiorul grupului. Sunt dispus să facă compromisuri? Sunt dispus să ierte sau să tolereze? Răspunsul la aceste întrebări îl vor da cu siguranță personajele scenetei noastre, dar și spectatorii care vor viziona actul nostru artistic. De altfel, ți se potrivesc? Eu vreau altceva!